Bună ziua, stimați și minunați prieteni, ce mai faceți, cum sunteți? Mă gândesc că sunteți bine, deși este toamnă. Și știu că toamna este așa un sentiment al căderii puțin, așa, din cauza vremii ploioase, mohorâte, dar nu trebuie să lăsăm ca circumstanțele exterioare, cum este vremea, cum este semaforul, cum este pandemia asta globală să ne afecteze starea noastră de spirit. Dimpotrivă, să ne dăm voie să lăsăm totul în seama Creatorului Universului, pentru că El deține sub control orice situație, pentru că Pământul este al Lui, anotimpurile sunt ale Lui și El face ce dorește. Ideea este să ne lăsăm noi modelați de Marele Olar, astfel încât să avem o viață minunată. Permiteți-mi să vă spun că în această perioadă de când am început să practic într-un mod mai consistent tehnicile de recunoștințe, mi s-au împlinit atâta de multe lucruri, atâta de multe vise, încât efectiv recunoștința pe care o transmit Creatorului Universului este atâta de infimă în comparație cu tot ce a făcut pentru mine în acest timp. Și nu știu dacă și voi aveți asemenea experiențe. Eu vă spun că în această perioadă cât am practicat tehnicile recunoștinței, am fost chiar în Marea Britanie, apoi a trebuit să mă mut în altă parte, apoi a trebuit să vin în România. Deși am avut parte de provocări foarte multe, practicând aceste tehnici ale recunoștinței și rugându-mă Creatorului Universului pentru atâtea de multe schimbări care au avut loc în viața mea, credeți-mă că facultate, mutat în România, vândut casă, atins ultimul nivel de carieră. Acum, normal să-mi cumpăr altă casă și mai mult decât atâta să pot să-mi ajut echipa să facă la fel ceea ce am făcut și eu. Sunt niște lucruri, eu știu, nu știu, pot să vă spun niște lucruri magnifice. Ideea este că noi cu toții ne putem găsi în acest puzzle, da, pe care nu mai trebuie să găsim componentul principal și să-l punem la loc, însă trebuie să ne dăm voie pentru aceasta să putem să înlocuim acel puzzle sau să punem acel puzzle în locul potrivit. Ideea este că tehnica pe care o vom învăța astăzi, tehnica numărul 24, va fi o tehnică spre binele cuiva. Deci, această tehnică care noi o vom efectua astăzi ajută pe aproapele nostru să fie fericit și involuntar și fără drept la apel, tot ceea ce noi transmitem aproapele nostru ni se va întoarce la noi de 10 ori. Așa că știți cum este în această omenire, abundă ideea să moară capra vecinului, da? Dacă capra mea o muri, să moară și capra vecinului. Adică cam așa sună oamenii în ziua de astăzi. Dacă mie mi-a mers rău, să meargă rău și vecinului sau, mă rog, altcuiva. Noi nu avem dreptul să judecăm pe cineva, pentru că nu suntem noi legislatorul și nici făuritorul acelei persoane. Ceea ce este foarte important este să ne simțim noi bine, transmițând vibrații pozitive, pentru că dacă la aproapele nostru merge bine și nouă ne va merge bine. E adevărat, acest aspect nu este ușor atunci când cineva ne face rău sau ne păcălește, dar credința ne face să înțelegem că totul se plătește în viață. La un moment dat, acea persoană care ne-a înșelat, ne-a trădat, ne-a mințit, ne-a păcălit, își va primi plata. Ce este foarte important pentru noi este să nu renunțăm de a face ceea ce este excelent. De ce? Pentru că așa demonstrăm că nu suntem ca ei. Pentru că dacă facem ce fac ei, suntem ca și ei. Dacă nu facem ce fac ei, suntem ca și noi. Și atunci noi vrem să fim niște oameni minunați.
Insist pe această cale să vă spun că dacă vă plac aceste materiale instructive, educative, să transmiteți și să dăruiți și altor persoane să se bucure de aceste materiale ca să-și poată îndeplini visele, să se poată face sănătoși psihic, mental, fizic, da? Spiritual, emoțional, pentru că aici noi căutăm, de fapt eu caut, să ofer valoare întregului glob, întregei planete. Bineînțeles că momentul în care voi avea timpul disponibil să fac și reclamele plătite, cum fac toți, o să fac și reclamele plătite, dar de moment este bine eu în echipa mea, cu echipa mea, să practicăm de moment aceste tehnici și, bineînțeles, după ce o să-mi iau și formarea mea în calitate de psiholog autorizat de către Colegiul Psihologilor din România, atunci, practic, o să pot să lucrez cu aceste tehnici în cabinet. De asta le fac pentru acele persoane care chiar cu adevărat își doresc să-și schimbe viața. Haideți ca să începem neașteptata, da, tehnică de astăzi și permiteți-mi să share-uiesc, bineînțeles, ecranul și să începem să discutăm de tehnica zilei de astăzi. Nu înainte de a vă spune că aceste tehnici, aceste emisiuni sunt din seria Șlefuiește-ți personalitatea și realizează-ți visul în 28 de zile, deoarece ne venim în contact cu foarte multe provocări și trebuie să înțelegem că nu suntem ceea ce ni s-a întâmplat, suntem ceea ce alegem să devenim în fața acestor circunstanțe, să zic așa, triste, pe care noi trecem. Dacă noi reținem acest lucru, ne va ajuta extrem de mult, dar trebuie să îl reținem. Bineînțeles că am absolvit facultatea de psihologie, este o facultate foarte, foarte grea, Academia de Business la Cambridge, marketingul, dar sunt și terapeută ta Healing, Ho'oponopono și, bineînțeles, EFT. Vreau să mă formatez acum, am început și practic să pot să fiu un formator, nutriționist, un psihonutriționist, sunt acum înrolată la Institutul Integrativ de Nutriție, dar și formator în psihologie, pentru că pentru noi, da, faptul de a opri acele gânduri negative care își fac treaba în capul nostru este să se pare foarte greu pentru unii și atunci acest lucru mă ajută ca să îmi dau voie și să explorez din toată inima, să zic așa, acea parte extraordinară pe care eu doresc, eu în primul rând, să mă vindec și la rândul meu să pot ajuta și pe alții să se vindece. Bineînțeles că nu este ușor acest aspect, dar cu ajutorul lui Dumnezeu totul este posibil dacă ne dăm voie. Și haideți să vedem care este tehnica de astăzi, o tehnică extraordinară, cum am spus, care aproapele nostru, da? Ziua 24 se intitulează Folosește-ți imaginea sau imaginația, mai bine zis, și ajută pentru a fi ajutat, da? Ideea este că pentru noi este extrem de important, da? Să medităm la această imaginație, da? Pentru că avem aici un citat al lui Thomas Leonard. El aici ne spune că oamenii care așteaptă să primească o baghetă transformatoare uită că ei înșiși sunt bagheta de care au nevoie. Este extrem de important acest aspect, deoarece foarte, foarte multă lume în această viață am întâlnit își doresc o baghetă care să facă așa, da, să dea cu ea undeva și, da, fluturând-o, să se întâmple miracolele. Ei, acea baghetă despre care vom vorbi în această zi suntem chiar noi înșine. Noi putem să transformăm lumea prin exemplul nostru. Și această baghetă, în ghilimele spus, da, este faptul că ori de câte ori noi ne dorim cu ardoare să ajutăm pe altcineva, noi beneficiem de o putere enormă, da? Dar atunci când ne redirecționăm acea putere cu recunoștință, într-adevăr,
Această baghetă ne permite ca să ajutăm și să fim ajutați de alte persoane. Da, deci practic, energia curge întotdeauna în direcția în care este focalizată atenția. De aceea, dacă îți vei direcționa energia recunoștinței către nevoile altor persoane, că despre asta este vorba astăzi, ea se va îndrepta automat către acestea. Acesta este motivul pentru care Iisus spunea întotdeauna mulțumesc înainte de a realiza orice miracol. Recunoștința este o forță invizibilă, dar cât se poate de reală, iar atunci când este cuplată cu energia dorinței, ea se poate transforma într-o veritabilă transformare. Da? Cu alte cuvinte, este imperios necesar, da, ca noi să ne focalizăm cu recunoștință spre cineva atunci când ne dorim cu adevărat să ajutăm pe cineva. Însă, cel mai important aspect pe care vreau aici să-l subliniez este faptul că ajutând pe alții, ne ajutăm pe noi. Dacă ai un prieten, un membru de familie sau o altă persoană la care ții și care are probleme de sănătate, dificultăți financiare, probleme la locul de muncă, care are suferă de stres din cauza destrămării unei relații, care și-a pierdut încrederea în sine, care are probleme psihice sau care se simte incapabil să se mai descurce, tu, dragul meu și draga mea, da, poți folosi forța invizibilă a recunoștinței pentru a-l ajuta să se simtă mai bine, să fie mai fericit și să prospere. Ei bine, foarte multe persoane nu înțeleg cum vine asta. Dar dacă noi ne focalizăm atenția pe puterea noastră de a crea, da, pe imaginația noastră, da, este deja perfect dacă ne focalizăm imaginația noastră, da, spre cuvântul magnific mulțumesc, da, ca și cum tocmai am primit o veste că o prietenă, un prieten, o rudă s-a însănătoșit. Noi ne putem imagina că persoana ne sună și ne dă la telefon o veste incredibilă unde ea ne vorbește față în față că se simte foarte bine. De asemenea, noi ne putem simți, înainte de a se întâmpla acest lucru, recunoscători și fericiți, auzind deja această veste, ca și în cazul în care lucrurile s-ar petrece în realitate. Asta înseamnă că recunoștința noastră sau a ta sau a mea este sinceră și autentică. Și așa cum am repetat mereu în decursul acestor emisiuni, puterea recunoștinței sincere este uriașă. Și acum, ca să putem să simplificăm puțin această tehnică, da? Dacă ne dorim o transformare miraculoasă la o rudă, la un prieten, la cineva care are probleme, da? Sau, eu știu, să iasă dintr-un impas financiar, trebuie doar să ne imaginăm că acea persoană deja și-a îmbunătățit situația financiară, a sănătății, da? Și să rostim cuvântul extraordinar de magnific mulțumesc, bucurându-ne de vestea bună pe care deja o primim, ca și cum aceasta este deja reală. Știți cum este? S-au făcut foarte, foarte multe, să zic așa, cercetări științifice cu grupuri de control și grupuri experimental, prin care, printr-o pastilă, da, așa zis, de zahăr și o pastilă chiar adevărată, prin puterea credinței, acele persoane care au fost în grupul de control, care n-au luat acea pastilă propriu-zisă, ci o pastilă de zahăr, au avut aceleași simptome sau poate chiar mai bune, datorită credinței care au manifestat-o înainte de a li se administra pastila ca un panaceu, da? Efectul placebo sau placebo în limba engleză. Tehnica recunoștinței de astăzi, da? Ce ne cere? Să alegem trei persoane apropiate despre care știți că au probleme de sănătate financiare, că sunt nefericite sau toate trei. Să facem rost de câte o fotografie a fiecăreia dintre ele și să ținem această fotografie în față în timp ce practicăm tehnica
recunoștinței. Da? Și cum și ce trebuie să facem? Să începem cu prima persoană. Luăm fotografia acesteia în mână, închidem ochii și vizualizăm timp de un minut faptul că primim vestea grozavă că persoana în cauză și-a rezolvat problemele cu care se confruntă. Oricare ar fi acestea, este infinit mai ușor să vizualizăm primirea unei vești bune decât restaurarea propriu-zisă a stării de sănătate a unei persoane bolnave, restabilirea stării de fericire a unei persoane deprimate sau redresarea financiară a unei persoane cu probleme în acest domeniu este extraordinar de importantă, iar în plus, dacă ne vom implica, da, în acest proces de vizualizare pe noi, starea noastră de entuziasm și de recunoștință pe care o vom simți va fi foarte profundă. Și ce trebuie să facem? Da, să luăm fotografia acelei persoane, fie pe Facebook, luăm WhatsApp-ul, vedem poza acelei persoane pe WhatsApp, pe Facebook, pe Instagram, da? Și spune mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru sănătatea, prosperitatea sau fericirea Anei sau Mariei sau Lenei, da? Punem un nume pe care noi știm că practic acea persoană ar avea nevoie de ajutorul nostru din această zi a tehnicii de recunoștință, astfel încât noi să transmitem dragostea și vibrația noastră pozitivă acelei persoane. Bineînțeles că noi, în timp ce ne uităm la poza acelei persoane, putem să închidem ochii și să vizualizăm timp de un minut faptul că primim vestea că, uite, Iancuța, mă simt foarte bine, mi-am rezolvat problema, oricare ar fi aceasta. Da? Aceasta ne ajută pe noi, da, să ne testăm dragostea și iubirea pe care noi o avem față de alte persoane. Dacă noi am terminat cu prima persoană, trecem la a doua și repetăm aceleași pași, da, transmițând sănătate, prosperitate, fericire acelei persoane pe care noi am ales-o. Putem să aplicăm această tehnică atunci când mergem pe stradă, când ne întâlnim cu cineva care are probleme într-unul sau mai multe dintre cele trei domenii care le-am menționat, da? Să ne imaginăm că, da, acea persoană, da, are, să zic așa, parte de vibrația noastră, da, energetică, plină de iubire, și să ne imaginăm mental dacă acea persoană este foarte bine, mulțumim din inimă la Dumnezeu pentru sănătatea, prosperitatea, fericirea acelei persoane. Să conștientizăm faptul că punem în mișcare o forță foarte puternică ce produce cu siguranță efecte benefice. Ce este extrem de important ca să subliniez aici este faptul că aplicarea recunoștinței pentru a ajuta pe altcineva să-și rezolve problemele în domeniul sănătății, în cel financiar, în cel al fericirii, reprezintă actul suprem de recunoștință. Unul din efectele cele mai miraculoase ale aplicării acestei tehnici constă în faptul că sănătatea, prosperitatea, abundența, fericirea pe care le dorim sincer al cuiva se întorc asupra noastră, producând astfel un dublu efect. Dacă noi reținem acest lucru extrem de important, că tot ce noi transmitem altora ni se va întoarce și spre noi cu un efect dublu, asta ne dă puterea, da, ca să facem această tehnică cu foarte, foarte multă putere și cu foarte, foarte multă iubire. Eu cred că această tehnică nu este grea deloc. Este foarte, foarte ușoară și, ca o mică, să zic așa, recapitulare la tehnica de astăzi, trebuie să știm că în fiecare zi avem nevoie să enumerăm binecuvântările din viața noastră, da? Făcând o listă cu 10 binecuvântări, notând alături de ele motivele pentru care suntem recunoscători și să recitim apoi lista, iar după fiecare binecuvântare să spunem mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc cu o intensitate cât mai mare a trăirii.
Apoi, bineînțeles, alegem trei persoane apropiate pe care noi dorim să le ajutăm cu foarte multă sănătate, bunăstare, fericire, da? Făcând rost de câte o fotografie a fiecarei persoane, dacă este posibil, da? Și să ținem această fotografie în față timp de un minut, în timp ce noi practicăm această tehnică, da, de transmitere, de transformare a vieții acelei persoane. Și cel mai important aspect este că, începând cu prima persoană, continuăm apoi să facem același lucru și cu cealaltă persoană. Da? Luăm fotografia persoanei pe care, care lucrăm în mână, închidem ochii și vizualizăm timp de un minut faptul că primim vestea cea bună că persoana în cauză și-a rezolvat problemele, oricare ar fi acestea. Iar la final deschidem ochii, ne uităm la fotografie și rostim lent de trei ori cuvintele magnifice. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru sănătatea, prosperitatea sau fericirea persoanei cu care noi dorim să lucrăm. Aici este extrem de important acest aspect, pentru că se poate observa că dacă noi am terminat această tehnică cu trei persoane, da, se va vedea clar la noi tot ce ne dorim lor ne va veni spre noi, pentru că dăruind vom dobândi. Iisus a spus de foarte multe ori că dacă noi vom dărui, da, este mai multă fericire în a da decât în a primi. Și practicând această tehnică de ziua de astăzi, ne va ajuta să ne duplicăm dorințele noastre și atunci este foarte bine să le transmitem deja acestor persoane minunate această, să zic așa, vibrație pozitivă. De altfel, și tehnica EFT o să o fac în acest sens ca să ne fie mai ușor să transmitem acelei persoane, da, vibrația noastră. Și bineînțeles, înainte de a ne odihni seara, așa cum am spus, avem o piatră de amintire a recunoștinței pentru ceva magnific care ni s-a întâmplat astăzi. Și dacă noi practicăm această tehnică, da, pentru cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat astăzi, o să vedeți că este minunat, viața noastră va fi o viață plină de sens, de multe zâmbete, de multă fericire, dar bineînțeles și de provocări, pentru că în acest sens, noi trăim într-o viață în care, din păcate, da, răul încă există și vom putea să îl manageriem prin iubire. Prin iubire se sting toate forțele răului, prin iubire abundă omenirea, natura, viața de prosperitate și iubirea este împlinirea legii. Vom continua, bineînțeles, cu tehnica recunoștinței pe această temă a unui prieten, a echipei noastre, da? Vom efectua această tehnică și, bineînțeles, ne vom vedea săptămâna viitoare pentru tehnica 25, o tehnică despre recunoștință extraordinară pe care o să o facem împreună. Și acum, așa cum am spus, tehnica EFT de astăzi o vom transmite spre un membru, o persoană, da, pe care noi o iubim, fie din echipa noastră, fie din familia noastră, fie, da, din, eu știu, rudele noastre, dumneavoastră știți, și să ne imaginăm acum de moment, da, sentimentele care ar cuprinde acea persoană, niște sentimente de neputință, de frică, de descurajare, cel mai mult descurajare, de îndoială că sunt bune în ceva. Apoi să ne imaginăm sentimentul negativ, da, care o traversează, și anume că nu sunt bun de nimic, nu pot să fac nimic, nu mă țin de cuvânt, și sentimentul pozitiv pe care îl dorim acelei persoane, da, este eu pot totul, eu sunt magnifică, eu sunt înțelepciune genială, tot ce încep duc la bun sfârșit. Da? Și haideți să începem. Această tehnică EFT este mai numită și tehnica de eliberare emoțională. Emotional Freedom Technique se numește în limba engleză și are ca și scop acupunctura celor 8 centri energetici, da, care sunt la nivelul feței noastre,
pe care noi să îi atingem, să-i tapăm, astfel încât să se și propage miracolul eliberării, da, emoționale. Și haideți ca să ne focusăm acum pe sentimentul acela negativ pe care îl simte o persoană, eu știu, cineva, fie este bolnav, fie este într-o stare de incapacitate în care a mai continua mai departe, da? Fie, eu știu, sunt foarte multe lucruri negative care le întâmpină persoana la care, să zic, dumneavoastră vă gândiți, eu mă gândesc, da? Eu mă focusez acum pe echipa mea, am niște lideri fenomenali și, de moment, se traversează în a lor viață descurajarea, neputința și faptul că nu sunt demn sau nu sunt bun de a continua de a face ceva. Și atunci ne gândim la acest aspect. Eu la asta mă gândesc acum. Voi puteți să înlocuiți, eu știu, cu o boală, da? Sau lipsa banilor, sau divorț, sau o boală, o probleme psihice, depresie. Nu să știți cu ce probleme. Dar în momentul în care eu tapez pe o problemă, dumneavoastră tapați pe altă probleme pe care, eu știu, cineva dintre prietenii sau rudele dumneavoastră se confruntă. Da? Și haideți să facem pentru cineva, pentru trei persoane care se confruntă, să zic, cu descurajarea. Da? Și începem. Deși echipa mea se confruntă cu descurajarea, îi iubesc profund și îi accept așa cum sunt. Deși echipa mea se confruntă cu o stare de inutilitate, de o stare prin care apatia îi afectează, îi iubesc și îi accept exact așa cum sunt. Și știu că Dumnezeu este cel care rezolvă aceste lucruri într-un mod fantastic, miraculos, ca echipa mea să-și revină și să fie persoane care au credință că atât Dumnezeu cât și ele pot să ducă totul la bun sfârșit. Da, deci, practic, asta am făcut. Și acum începem, da? Echipa mea simte că este foarte, foarte greu să facă mai departe progrese pe plan organizatoric, pe plan al carierei, pe planul de a duplica mai departe ceea ce ei au ca și rezultate. Se simt foarte, foarte descurajați din cauza apatiei cu care se confruntă, se simt foarte, foarte triști, foarte lipsiți de speranță. Simt că tot ceea ce am făcut pentru ei și tot ceea ce am crezut despre ei, ei simt că este o inutilitate, că nu mai pot să meargă înainte. Dar eu știu că Dumnezeu este acolo să-i încurajeze și să-i ajute. Aleg să cred că echipa mea își revine din start, că oameni minunați, scumpi, care au nevoie de sănătate, în primul și în primul rând, au nevoie și de parte financiară, în al doilea rând, se va alătura echipei mele minunate. Aleg să cred că toate problemele de sănătate financiare sunt rezolvate. Sunt foarte fericită să simt deja că echipa mea este foarte, foarte bine și că lasă aceste gânduri, aceste situații depresive să plece, astfel încât rezultatele lor, exemplul lor minunat, de oameni minunați, să-i facă să se ridice deasupra problemelor, deasupra provocărilor, astfel încât cel rău să nu câștige, astfel încât Dumnezeu să fie cel care lucrează spre binele celor credincioși, deoarece noi aici avem o cauză nobilă, o cauză dreaptă, o cauză sublimă prin care noi dăruim tuturor întregii lumi sănătate, prosperitate, stare de bine, dăruim întregii lumi o viață nouă, un stil de viață prin care să nu mai existe dureri, să nu mai existe boală cât de cât, pentru că boala este cel mai tare flagel care a atacat în ultimii ani această planetă și noi ceea ce facem, prin ceea ce contribuim lumii, aducem zâmbete pe fețele oamenilor triști, descurajați, dar mai ales ajutăm
familiile să-și poată și rezolva partea financiară. Sunt convinsă că echipa mea deja are un sentiment al abundenței, un sentiment al prosperității, un sentiment al puterii Spiritului Sfânt al lui Dumnezeu, care îi ajută pe toți să fie foarte bine, să aibă problemele rezolvate, să fie calmi, liniștiți și relaxați prin toate lucrurile prin care ei trec, astfel încât miracolele să intre în viețile lor și ei să fie foarte, foarte bine pe toate planurile. Mulțumesc, 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 Dumnezeul meu, pentru că m-ai ajutat, pentru că m-ai ascultat și pentru că echipa mea este extraordinar de bine. Da. Am făcut această meditație pentru echipa mea și am avut în minte câteva nume, da, ale acestor persoane cu care eu am așa contact și sunt convinsă că Dumnezeu lucrează și că aceste persoane o să mă sune, să-mi spună, așa cum am discutat și astăzi, că sunt foarte bine, că o să aibă foarte, foarte mulți clienți, multe persoane care sunt dornice să își schimbe viețile, și mai ales că în acest maraton de 5 zile sunteți invitați și dumneavoastră, aveți un link sub acest material video de Facebook, unde suntem și acolo live când ne dă voie Facebook-ul, dar pe grupul de WhatsApp puteți să primiți foarte multe, să zic așa, îndrumări, foarte multă considerație, prin foarte multe învățături, informații prețioase, pentru că sănătatea este bogăția noastră și asta este pentru noi acum cel mai important de obținut și mai ales dacă obținem sănătatea la o vârstă în care foarte multe persoane nu mai au speranțe, este cea mai mare, să zic așa, cel pe care și-l poate propune cineva vreodată, pentru că atunci când există sănătate, există și forță de muncă, există bani, există tot ceea ce cineva își poate dori. Eu vă mulțumesc din toată inima că ați fost și astăzi alături de mine. Aștept să îmi dați un like dacă v-a plăcut ceea ce am discutat, să distribuiți și prietenilor dumneavoastră, astfel încât cât mai multe persoane să poată beneficia de aceste mentorizări, de aceste tehnici ale recunoștinței prin care cineva poate să-și schimbe viața la superlativ. O zi extraordinară, da, în continuare, la revedere!